Am putea merge la medicul de familie și în zilele de sâmbătă și duminică. În acest moment, cabinetele sunt închise în weekend, însă guvernanții vor să creeze centre de permanență în care oamenii să meargă la consultație. Centrele de permanență pentru medicii de familie sunt o necesitate, spun o parte dintre sibieni. Oamenii care au avut nevoie de consultație în zilele de sâmbătă și duminică au găsit ușa cabinetului închisă, așa că au mers la serviciul de urgență. Este foarte binevenit, mai ales, de fapt, pentru toată lumea, nu numai pentru oameni în vârstă ca mine. Nu vreau să aveți nevoie de medicul de familie sâmbătă, duminică? Ni s-a întâmplat și a trebuit să mergem la urgență. Eu zic că e o idee excelentă, pentru că totul e pentru oameni, nu împotriva oamenilor. Deci așa ar fi normal. Eu zic că e bine, rău nu poate fi. De exemplu, sâmbătă și duminică, nimeni, numai dacă acceptă medicii să facă treaba asta. O altă parte a oamenilor spun că nu ar fi rău să găsești un medic de familie în weekend, dar că și ei sunt oameni și au nevoie de timp liber. Ideea este foarte bună, dar din câte înțeleg, medicii de familie sunt destul de tensionați. Să vină toată săptămâna sau cum? Dacă eu am un medic de familie, atunci cum îl aduc și sâmbătă și duminică? Eu nu pot să ții un om toată ziua, absolut, în permanență, tot timpul să fie la datorie. Eu socotesc că nu este o soluție asta. Acum oamenii care au nevoie de o consultație în weekend merg la serviciuri de urgență, chiar dacă problema lor putea fi rezolvată în cabinetul medicului de familie.